Haideți să spunem din toată inima, Domnul să-i binecuvinteze. Amin. Parcă în urmă cu câțiva ani de zile țineam în brațe și pe ei și ne rugam pentru binecuvântare și astăzi de însurat, de măritat. Timpul trece iute. Vă rog să stați ridicați pentru că am zis că timpul trece iute. Citesc câteva versete dintr-un capitol foarte frumos, Cartea Sfântă, Faptele Apostolilor, capitolul 16, de la versetul 23. Câteva versete citim, iar apoi cerem binecuvântarea Domnului, ca Domnul să binecuvânteze acest cuvânt care este binecuvântat în inimile noastre. Amin. După ce le-au dat multe lovituri, i-au aruncat în temniță și au dat în grijă temnicerului să-i păzească bine. Temnicerul, ca unul care primise o astfel de poruncă, i-a aruncat în temnița dinăuntru și le-a băgat picioarele în butuci. Pe la miezul nopții, Pavel și Sila se rugau și cântau cântări de laudă lui Dumnezeu, iar cei închiși îi ascultau. Deodată s-a făcut un mare cutremur de pământ, așa că s-au clătinat temeliile temniței. Îndată s-au deschis toate ușile și s-au dezlegat legăturile fiecăruia. Temnicerul s-a deșteptat. Și când a văzut ușile temniței deschise, a scos sabia și era să se omoare, că își credea că cei închiși au fugit. Dar Pavel a strigat cu glas tare, să nu-ți faci niciun rău, căci toți suntem aici. Atunci temnicerul a cerut o lumină, a sărit înăuntru și, tremurând de frică, s-a aruncat la picioarele lui Pavel și ale lui Sila. I-a scos afară și le-a zis, domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Pavel și Sila i-au răspuns, crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. Amin. Acum, haideți să revenim la ceea ce am citit. Textul care l-am citit din Faptele Apostolilor, așa cum se mai spune că este singura carte care nu s-a încheiat din canonul Scripturii, o carte care încă se mai scrie, încă se mai notează. Faptele Apostolilor, Faptele Ucenicilor, Faptele Pocăiților, Faptele Fraților și ale Surorilor din Betel, München. Potrivit cuvântului lui Dumnezeu spune că și astăzi s-a scris și se scrie o carte de aducere aminte. Fiecare dintre noi suntem trecuți acolo cu numele, categoric. La ce m-am gândit, la ce m-am uitat, la ce am vorbit, la ce am ascultat, toate sunt notate acolo sus. Și mai este o carte, eu așa cred, care încă nu s-a terminat, Cartea Psalmilor. Efeseni zice la un moment dat că vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești și aduceți din toată inima lauda lui Dumnezeu când ne întâlnim unii cu ceilalți. Haideți să vorbim ceea ce Dumnezeu a lucrat în viața noastră. Spune psalmistul la un moment dat că de n-ar fi fost Domnul de partea noastră să spună Israel acum. Când te întâlnești cu fratele sau cu sora, spune, frate, uite, săptămâna trecută Dumnezeu m-a păzit, Dumnezeu a fost cu mine, îți laud pentru tot ce a făcut în viața mea. Ăsta e psalmul 151. După aceea vii tu cu psalmul 152. Și uite așa, cartea psalmilor se scrie în continuare, pentru că acestea sunt adevărate declarații și spune, Doamne, te iubim cu iubire, pentru că Tu ne-ai iubit mai întâi. Faptele Apostolilor, capitolul 16. Nu putem să înțelegem capitolul 16 numai dacă dăm pagini înainte și începem cel puțin de la capitolul 11, citind. Și în serile care au trecut acasă, având și liber, de miercuri, joi a fost sărbătoare, vineri, iar a fost liber, bineînțeles, seara a fost adunare, ieri liber, astăzi suntem în biserică, m-am străduit eu un pic așa să înțeleg cumva, sau ce să zic, din capitolul 16 și mi-am dat seama că trebuie să dau câteva pagini în urmă. Și am început de la capitolul 11. Sunt câteva nume, sunt câțiva oameni trecuți aici, în Cartea Faptele Apostolilor. Și mesajul meu din dimineața aceasta se intitulează Oameni, liniuță, circumstanțe. Oameni, circumstanțe. Întâlnim
În capitolul 15, de exemplu, versetul 37, un nume interesant, despre care prea puțin am auzit predicându-se, numele de Barnaba. Cine a fost acest om? Haideți să mergem în capitolul 11. De la versetul 19, spune cuvântul Domnului felul următor: cei ce se împrăștiaseră din pricina prigonirii întâmplate cu prilejul lui Ștefan au ajuns până în Fenicia, în Cipru și în Antiohia și propovăduiau cuvântul numai iudeilor. Totuși, printre ei au fost câțiva oameni din Cipru și din Cirena care au venit în Antiohia, au vorbit și grecilor și le-au propovăduit Evanghelia Domnului Iisus. Mâna Domnului era cu ei și un mare număr de oameni au crezut și s-au întors la Domnul. Vestea despre ei a ajuns la urechile bisericii din Ierusalim și au trimis pe Barnaba până la Antiohia. Când a ajuns, el a văzut harul lui Dumnezeu, s-a bucurat și a îndemnat pe toți să rămână cu inima hotărâtă, alipiți de Domnul. Și acum auziți, Barnaba era un om bun. Traducerea scrie în felul următor, că era un om de bine. Barnaba era un om bun, plin de Duhul Sfânt și de credință. L-au trimis apostolii pe Barnaba la Antiohia și când a văzut omul ăsta ce s-a întâmplat acolo, marea trezire care a fost în acea biserică, le-a zis în felul următor: mă, oameni buni, eu știu pe unul care era în drum spre Damasc. Ideea era în felul următor, că el voia să prigonească biserica, să-i prindă pe creștini să-i lege, să-i arunce în arenele romanilor, să-i dea la lei să fie sfâșiați și astfel să termine cu creștinismul. Cine ăsta? Saul din Tars, fai de mine. Păi tu nu știi ce? Ba da, dar vă spun, dar ăsta s-a pocăit. S-a întors la Domnul. Și se duce Barnaba, îl caută pe Pavel, pe Saul din Tars, și îl aduce la Antiohia. Și un an de zile stă cu el acolo. Și ia parte la adunările lor. Un om bun. Oameni, circumstanțe. Om bun care vede nevoia și caută soluție. Omul bun este acel care vede nevoia, simte, o percepe și zice, soluția este următoarea. Doamne, binecuvântă Biserica Betel cu oameni buni. Amin. Oare de ce am provocat pe frații ăștia să vină în față? Eu am ceva pentru ei personal. Așa am avut din partea Domnului, mă gândesc și cred, ca să-i numesc și să facă parte din acest departament. Depinde de ei, categoric, dacă vor accepta sau vor intra în jugul ăsta, provocarea asta. Oameni buni. Îl confirmă pe Pavel, pe Saul din Tars, în fața bisericii și zice, oameni buni, deci, într-adevăr, a prigonit biserica, dar s-a pocăit, s-a întors la Domnul. În capitolul 15, zice că după câteva zile Pavel a zis lui Barnaba să ne întoarcem și să mergem pe la frații din toate cetățile în care am vestit cuvântul Domnului, să vedem ce mai fac. Hai să le facem o vizită la frații noștri. Și au zis, Barnaba voia să ia pe el și pe Marcu. Marcu era un tinerel, pe Ioan Marcu. A fost o problemă numai, că ceva mai înainte, Marcu, când a văzut că e de plecat, când a văzut că e de jerfit, când a văzut că, știu, poate să pună și el ceva acolo la motorină, să cumpere de mâncare în călătorile care le făcea cu Pavel și cu Barnaba, au zis, la revedere, cu mine ați terminat, ați încheiat-o, nu vă mai bazați pe mine. Și a plecat. Nu i-a însoțit. Ei, când aude Pavel lucrul ăsta, că Barnaba vrea să-l ia pe Marcu cu el, zice, na. Pavel socotea că nu este bine să ia cu ei pe acela care îi părăsise din Pamfilia și nu îi însoțise în lucrarea lor. Capitolul 13. Au zis, neînțelegerea aceasta a fost destul de mare ca să-i facă să se despartă unul de altul. Barnaba îl ia pe Marcu, zice Barnaba, măi, eu îl iau pe amărâtul ăsta cu mine.
pentru că repede a uitat Pavel cine l-a ridicat, de fapt, cine a avut grijă de el, Barnaba. Repede a uitat. Barnaba nu zice nimic, nu-i face niciun reproș lui Pavel și zice, eu îl iau pe Marcu cu mine, tu du-te cu cine vrei. Ce Pavel, eu mă duc cu Sila. Și astfel se formează două echipe. Doi câte doi. Mă gândesc așa, vorbind despre circumstanțe, dacă nu ajungeau la schimbul ăsta de vorbe, nu știu cum o decurs acolo, neînțelegerea asta, zice cuvântul lui, că a fost așa de mare, probabil că au avut un schimb de cuvinte pe un ton mai ridicat, încât oamenii s-au despărțit. Dacă nu ar fi fost, dacă nu ar fi avut loc această discuție sau acest schimb de păreri, poate că nu existau două echipe. Dar uite circunstanța, Dumnezeu se folosește de neînțelegerea asta lor și spunem noi că în tot rău este și un bine. Și apar două echipe, Barnaba, Marcu, Pavel și Sila. În urmă, Pavel s-a dus la Derbe și la Listra. Și iată că acolo era un ucenic numit Timotei, capitolul 16. Fiul unei deice credincioase și al unui tată grec. Frații din Listra și Iconia îl vorbeau de bine. Versetul 5. Bisericile se întăreau în credință și sporeau la număr din zi în zi. De aici încolo, cuvântul Domnului se ocupă de acești doi oameni, de Pavel și Sila. Echipa asta formată din Pavel și Sila. Și au zis, fiindcă au fost opriți de Duhul Sfânt să vestească cuvântul în Asia, și versetul 7, ajuns lângă Misia, se pregăteau să intre în Bitinia, dar Duhul lui Iisus nu le-a dat voie, același Duh Sfânt. Măi, vreau să fac o lucrare bună, vreau să predic Evanghelia, vreau să mă duc în cetatea respectivă, să-L predic pe Hristos, zice Duhul Sfânt, nu. Cum e asta? Circunstanțe. Duhul Sfânt avea alt plan cu ei. Eu cu ceva timp în urmă, nu știu dacă rețineți, sunt cred că vreo 2 ani de zile în urmă, aici în biserică am avut o lucrare, un mesaj profetic, deoarece până atunci foarte rar am lăsit din biserică. Și toate invitațiile care mi s-au făcut, frate, vino, avem nevoie, vino, am zis nu, 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 nu. E, Duhul Sfânt m-a înștiințat atunci și a zis că va trebui să merg, va trebui să slujesc în cetate, în cetăți, în biserici, dar, a continuat Duhul Sfânt și a zis, va trebui să am discernământul să știu când să zic da sau nu. Pe oamenii ăștia Duhul Sfânt îi opresc de 2 ori. Ce? Nu aici. Și-or fi pus oare întrebarea, cum mi-am pus-o și eu? Păi de-a facem o lucrare bună, îl vestim pe Hristos, predicăm, cântăm despre El. Nu. Mergem dincolo, iară Duhul Sfânt zice nu. Și ca exemplu, primit o invitație într-o biserică, undeva în diaspora, și vreau să vă spun la modul cel mai serios, am simțit așa în mine că nu trebuie să mă duc. Dar m-am dus. Și venind înapoi, vorbeam cu Semi, ziceam, bă, Semi, ai văzut că nu trebuia. De ce oare lucrează Dumnezeu așa cu oamenii? I-au zis cuvântul Domnului. Noaptea Pavel a avut o vedenie, poate tot timpul s-o gândi Pavel, mă, de ce ne opri Duhul Sfânt? Că am vrut să facem ceva frumos, am vrut să facem ceva pentru lăgirea împărăției. Se arată Dumnezeu într-o vedenie și zice în felul următor, un om din Macedonia stătea în picioare și i-a făcut următoarea rugăminte. Mi-l imaginam pe Pavel așa cum, deci în vedenia aceea, îl vedea pe omul ăla departe, stând în picioare și făcea cu mâna. Vino și ajută-ne. Și atunci a înțeles Pavel, de ce ne-a oprit Duhul Sfânt de 2 ori, să nu mergem nici acolo, nici dincolo. Că este unul care are nevoie mai mare, mai multă.
vino și ajută-ne, treci în Macedonia și ajută-ne. Și auziți, după vederea aceasta lui Pavel, am căutat îndată să ne ducem în Macedonia, căci înțelegeam că Domnul ne cheamă să le vestim Evanghelia. Atunci înțelege Pavel, de fapt, de ce a fost oprit de două ori. Hai și ajută-ne! Hai și ajută-ne! Ajunge în Filipi. Este mântuită casa lui Lidia, acea femeie vânzătoare de purpură. De la versetul 16... Vine după ei o roabă, o ghicitoare. Și auzi ce zice femeia asta către ei. Oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului celui preanalt și ei vă vestesc calea mântuirii. Ce-o zis rău în asta? Ghicitoarea asta, vrăjitoarea asta, ce-o zis rău? Nimic. O spus adevărul? Da. Dar atenție mare. Când Iisus, după potolirea furtunii, ajunge în ținutul gadarenilor, vin acei doi, într-o evanghelie spune că doi, într-o altă evanghelie zice că unul, nu e important. Chinuit de duhuri, un îndrăcit, doi îndrăciți. Și zice, te știu cine ești. Tu ești Fiul Dumnezeului Celui Preanalt. Zis-o bine? Bine. Și atunci vreau să zic, nu dracii, nu demonii îl slăvesc pe Dumnezeu, ci oamenii născuți din nou, oamenii mântuiți, aceia îl slăvesc pe Dumnezeu. N-are Dumnezeu nevoie de reclama dracilor. N-are Domnul Iisus Hristos nevoie de reclama ghicitorilor. În vechime erau nimiciți cu pietre. Vizionam zilele acestea, poate ca mulți alții dintre voi, niște secvențe și un reportaj foarte bine pus la punct de ceea ce s-a întâmplat în zilele trecute undeva în Timișoara, la o conferință, în fine. Pur și simplu, sunt unele secvențe care te înfioară așa, nici nu-ți vine să te uiți la ele. Și scria cineva într-un comentariu acolo din jos, face, băi, face la ăștia, trebuia să le facă un test antidrog. Și am zis, bă, cred că... Dragilor, atenție mare la ce priviți, atenție mare ce intră aici în minte, în ureche, în inimă după aceea, pentru că imaginea care intră rămâne. Zice cuvântul Domnului că să nu luați parte la lucrurile lor, mai degrabă osândiți-le. Când au văzut că li s-a dus câștigul, că ei primeau bani, făceau bani cu ghicitoarea asta, cu vrăjitoarea asta, i-au prins și i-au aruncat în temniță ceea ce am citit. Păi cum, Doamne, o altă circumstanță cu semnul întrebării mare? Păi cum ăla ne face semn din Macedonia? Hai și ajută-ne! Și acum suntem în pușcărie. Și eu și Sila. Picioarele în butuci, probabil mâinile legate cu lanțuri. Poate că și-au pus întrebarea, poate că nu și-au pus-o, dar mă gândesc că s-au gândit că au fost oameni. Păi cum? Zice cuvântul Domnului că Pavel, pe la miezul nopții, zice, Sila, dormi? Nu. Dăm un fa major. Richard Wurmbrand spunea că atunci când era în pușcărie, singurul acompaniament care era și însoțea când cântau cântări de laudă erau lanțurile. Bă, Sila, dăm un fa major. Și Sila ia lanțurile, o cântare de mărire am în inimă mereu. Și cântă-i cântarea, se roagă, iară cântă, iară se roagă și minunea cu tremur de pământ.
pușcăria să cutremură. Dar auziți ce zicea cuvântul Domnului? Că cei închiși, cei legați, îi ascultau. Vă reținem ideea asta. Cei care erau legați, la fel ca și ei, îi ascultau. Bă, cine or fi ăștia doi? Noi suntem de vreo 2-3 săptămâni aici, or vini și ăștia doi, cred că ăștia cu picioarele în butuci. În loc să se vaite, în loc să știu eu câte nu mai ziceau, poate înjurau acolo autoritățile pe temnicer, pe romani că au ajuns acolo și ei pe bună dreptate că au ajuns acolo, poate că mai, nu? Sau cine știe ce făceau? Și ăștia au ajuns în pușcărie și cântă, să roagă. Bă, ce-i cu ei? Dintr-o dată cu tremur. Să deschid ușile. Și când se uită aia care i-a ascultat pe Pavel și pe Sila, peng, peng, lanțurile, legăturile se desfac și cad jos. Și s-au văzut oameni liberi. Temnicerul se trezește și el și când îi vede pe toți, adică când vede ușile date la o parte, ce-au zis? Oricum mor. Oricum ăștia mă omoară, șefii mei mai mari mă pun la zid și mă omoară pentru că n-am păzit pușcăria cum trebuie și ia sabia și vrea să o omoare. Pavel zice nu. Stai liniștit că toți suntem aici. Să nu-ți faci niciun rău. Ei vreau să cred că ăsta era ăla din vederea lui Pavel care îi făcea cu mâna. Vino și ajută-ne temnicerul pentru că ajung în casa lui. Și știi ce se întâmplă? E botezat și el și toată casa lui și este mântuit. Ei, nu e așa că la prima vedere, dacă nu citim complet, ne întrebăm, bă, de ce a îngăduit Dumnezeu să trec pe aici? De ce a îngăduit Dumnezeu să ajungă în pușcărie? Întrebare. Dacă Pavel și Sila ajungeau în pușcărie și nu cântau cântări de laudă, dacă nu se rugau, oare se mai producea acea minune cu ei? Iaină, cum zice neamțul, nu știu. Dar hai să mergem pe latura aia sigură, pe latura care, potrivit cuvântului lui Dumnezeu, Psalmul 18 zice la un moment dat, eu strig, lăudat să fie Domnul, adică îmi deschid gura ca să nu-i legată. Nu le-a fost legată, numai dacă e bolovan aici, împietrit. Strig, lăudat să fie Domnul și sunt izbăvit de vrășmașii mei, zice psalmistul. 40, zice, îmi pusesem nădejdea în Domnul și El s-a plecat spre mine. M-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirlei, m-a ridicat, mi-a întărit pașii, zice. Mi-a pus piciorul pe stâncă și în gură ce? O cântare de laudă. Cei închiși îi ascultau. Poate că vii de mai bine de o lună, poate în adunare. Două, trei, patru. Poate de un an de zile. Și spui întrebarea, mă, ce-i cu oamenii ăștia, măi? Ăștia cântă, se roagă, iară cântă. Nu-i înțeleg. Vreau să spun ceva, lucrurile stau altcumva aici. Toți ăștia care cântă, toți care cântăm și care ne rugăm, am fost cândva așa, legați. Am fost legați. Am crezut în Domnul Iisus Hristos. Ne-am predat viața în mâna Lui. Lanțurile s-au rupt. Legăturile s-au dezlegat. Și acum gura e liberă să laude pe ăla care ne-a dezlegat. De-aia cântăm. De-aia ne rugăm. Tu, cu legăturile tale, cum ai? Cum ai? Vrei să mergi astăzi de aici tot așa încătușat? Tot așa legat? Tot așa posomorât? Lasă-mă mă și cu pocăiță ăștia mă, ce-i mă, că nu-i înțeleg. Lasă-mă și cu ăștia mă.
Lasă că știu eu. Noi ne gândim și zicem, legături ce? Și aici sunt oameni care au scăpat de droguri, pe care Dumnezeu i-a eliberat. De alcool, de tutun, legături, de curvie, de pofte, Dumnezeu i-a eliberat. Da, cu bârfa, cum e? Cu vorbirea de rău, cum e? Da, cu clevetirea, cum e? Da, cu nemulțumirea, cum e? Astea nu-s legături. Nu vezi că nu scap de ele? E destul să-ți dea cineva un telefon și să zică, cum zicea cineva, hai să zic un motiv de rugăciune și apoi dă-i să întinde la o oră și ceva. Cum e cu astea? Ce zici? Înainte de ne apropia de cina Domnului, de trupul și sângele Domnului, n-ar trebui să facem o rugăciune, să cântăm spre slava lui Dumnezeu și El să se atingă de orice lanț al clevetirii, de orice ranț al răutății, al zgârceniei, al invidiei, ce să mai zic, al mândriei, al trufiei. Și prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să cadă orice lanț. Amin. Hai să stăm ridicați. Rog tinerii să vină aici. Semi cu grupa de laudă de la tineri. Acum pe loc așa cântăm o cântare și intrăm în rugăciune, dragilor. Nu vreau să asemănați lucrurile astea ce facem noi în Betel cu altceva. Ne dorim o lucrare a Duhului Sfânt reală și curată. Și eu cred în asta. Pentru că voi sunteți minunea lui Dumnezeu, care pe voi Dumnezeu v-a salvat și v-a mântuit sufletele. Vineri seara a ieșit aici un tânăr, nu știu dacă e aici în biserică, s-a prăbușit aici în genunchi și îmi spunea, fratele Bogdan, îl cunosc. Face, uite-te la el că a prins proporții. Face, de când nu mai fumează, s-a îngrășat. Dumnezeu l-a eliberat de tutun. Și spunea că când am stat de vorbă cu el, avea pachetul de țigări în buzunar. Și m-am uitat la el vineri seara, avea Biblia în buzunar acum. Nicio problemă, haine sunt destule la Țeun, dar și peste tot la Taco, sunt destule pe orice mărime. Vrei să te scape Dumnezeu de tutun? Chiar vrei să te scape Dumnezeu de tutun? Este o legătură. Ne rugăm pentru tine. De alcool, de droguri, de bârfă, de clevetire, de ură, de pismă, de orice, puterea Duhului Sfânt care este prezentă poate să lucreze în dimineața aceasta. Și să plecăm de aici din adunare oameni liberi, oameni liberi. Cântăm spre slava lui Dumnezeu ceea ce ei au pregătit, intrăm în rugăciune și Domnul să lucreze în dimineața aceasta aici în biserică. Lăudat să fie numele Lui în veșnic.